este? Niște găinari care i-am dat dimensiunea unei răspundere profesioniste într-o structură organizată la nivelul țării care se numește Fătălău. Foarte mișto. În ultimii 27 de ani, dicționarul explicativ al limbii române a fost tipărit în 5 ediții. Dacă în 1996 conținea aproximativ 65.000 de definiții, în prezent numărul este de 3 ori mai mare, ridicându-se la 200.000, multe dintre acestea fiind argouri care au intrat în limbajul uzual. O schimbare foarte recentă privește cuvântul mitocan, care n-avea nimic negativ acum două secole în el. Metocul era o mănăstire de la marginea orașului. Da? Și în Metoc locuiau metocanii, călugării. Marginea orașului a fost asociată cu Mahalaua, mitocanul cu comportamentul de Mahala și de la un cuvânt pur nevinovat am ajuns la un cuvânt evaluat negativ. Și gramatica limbii române a suferit o serie de modificări în ultimele două decenii. Prima ediție a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române a apărut în 1982. În 2005 au fost instituite noi norme de ortoepie și morfologie ca urmare a frecvenței folosirii acestora. De o bună bucată de vreme, Academia Română acceptă toate greșelile pe care le comit. Fie românii care trăiesc mai mult în străinătate, fie cei care nu cunosc gramatică din România, toate sunt acceptate în limbă ca și norme. Eroare repetată devine normă, ceea ce este, după părerea mea, inadmisibil. Paradoxal, deși numărul de definiții din dicționar crește, tinerii înțeleg tot mai puțin din ceea ce citesc. Potrivit unui raport al Comisiei Europene din 2016, peste 37% din persoanele cu vârste de peste 15 ani ajungeau la analfabetism funcțional. Nu înțeleg ceea ce citesc sau nu știu să scrie corect. Proiecte pentru combaterea analfabetismului funcțional au fost dezvoltate de către reprezentanții societății civile. Aparent, guvernanții vor să păstreze această practică. În viitoarea lege a învățământului va trebui să instituim un capitol de obligații și pentru părinți.